Dragi prieteni, dragi astriști, astăzi începem prima manifestare făcută în colaborare cu parteneri din afara Astrei pentru un eveniment care are legătură cu noi, cu Dejul, prin intelectualitatea și prin tema cărții pe care o lansăm astăzi cu spațiul clujan. Prin intermediul profesorului Ioan Popa, care predă și la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș, am avut plăcerea de a cunoaște editura Ecotran Silvan și pe doamna Nadia Baciu, care este directorul editurii, și așa am pus la cale acest eveniment. Tragedia aviatică în munții Apuseni pare că e doar ca titlu o captatio benevolentiae, invocând un eveniment arhimediatizat în spațiul media românesc. Titlul cărții poate induce în eroare. Este un roman în plenitudinea forțelor, cu siguranță unul care va determina un prim parcurs în aria culturii zonale, dar de ce nu, fiecare purtăm aripa înălțării în istoria culturii și literaturii. Depinde de noi, depinde de lacrimă, depinde de vis. La o privire superficială, cartea domnului inginer Ioan Popa, intitulată Tragedia aviatică în munții Apuseni, ar primite la ideea că aceasta ar putea fi un reportaj al întâmplărilor dramatice din munții Apuseni din 20 ianuarie 2014. Parcurgând însă conținutul cărții, ne dăm seama că aceasta se încadrează perfect în specia literară numită roman. Romanul fiind o specie a epicii culte în proză, de mare întindere, cu acțiune complexă și complicată, cu personaje numeroase și puternic individualizate, ale căror caractere se desprind dintr-o intrigă complexă și puternică. Chiar dacă uneori pleacă de la un fapt real, literatura nu copiază realitatea, este imaginație, este pură plăsmuire a autorului. Și aș face aici o paranteză, chiar și literatura de inspirație istorică și pot să dau exemple frații Jderele, Mihail Sadoveanu sau Alexandru Lăpușneanu lui Costache Revoluției. A nu se confunda niciodată personalitatea istorică Ștefan cel Mare cu personajul literar Ștefan cel Mare din frații Jderi. Sau a nu se confunda niciodată domnitorul Alexandru Lăpușneanu cu personajul literar Alexandru Lăpușneanu din novela romantică istorică Alexandru Lăpușneanu. Deci, chiar și literatura de inspirație istorică nu copiază realitatea, ci este tangentă cu ea, este tangentă cu realitatea. Așa este și cazul cărții de față. De fapt, în cuvânt înainte, la tragedia aviatică în munții Apuseni, inginerul Ioan Popaș avertizează cititorii că această carte își propune, citez, să dezvolte două fețe contradictorii ale României de astăzi. Dârele urâte lăsate pe fața lumii de josnicia unor oameni aflați în posturi importante pentru securitatea oamenilor și foarte bine plătite, îmbuibați, incompetenți și inconștienți, care nu catadixesc nici măcar să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, pe de o parte, și reparațiile condiției umane făcute de frumusețea de caracter a unor oameni simpli care fac voluntariat, ori sunt prost plătiți, dar a căror tenacitate, abnegație și dăruire înving propriile slăbiciuni, periculoasele prejudecăți ale semenilor lor, precum și stihiile naturii, pentru a salva vieți omenești pe de altă parte, încheia citat. Prima față a României de astăzi este foarte bine sintetizată în capitolul intitulat Trebuie, din care specuim câteva fragmente. Citez.
pentru tăierea salariilor, bugetarilor și a pensiilor, în timp ce reprezentanții ai statului derulau afaceri oneroase cu grupuri clientelare în care erau nevițite miliarde de euro în afaceri păgubitoare pentru stat. Încheia citatul. Sau alt citat. Pentru că în România 6 din 10 elevi de clasa 8 nu trec examenul național. Sau pentru că elevii absolvenți de liceu nu sunt în stare să interpreteze un text ori să facă operații matematice simple. Sau pentru sărăcirea accentuată a populației concomitent cu proliferarea miliardarilor de carton. Și exemplele ar putea continua. Cealaltă față a României, frumusețea de caracter a unor oameni simpli, se desprinde din reflecțiile doctorului Cristian din ultimul capitol al cărții intitulat Legământul. Citez. Fericirea pornește din momentul în care ai capacitatea de a-ți asigura dispoziția de a trăi din plin bucuriile pe care ți le oferă viața. Cea mai complexă realizare a stimei de sine este iubirea necondiționată. Poate să rămână aproape de natură numai cel ce are o credință. Credința și iubirea, mărturisite prin fapte, sunt comorile sufletului. La sala de carte, Tragedia aviatică Munții Apuseni, autor Ioan Popa, scoate în evidență latura umană a tot ce înseamnă una credință, dorința de a ajuta. Vreau să fac o comparație pentru că în urmă cu câteva zile am fost la Spitalul Municipal Dej și eram la inaugurarea unei secții de chirurgie, aparatură necesară pentru intervenție și atunci am spus cât de umană este profesie de medic, de cel care vine să ajute, de cel care are nevoie de ajutor. Iată că în această tragedie au fost implicați medici, piloți care au vrut să ajute oameni care aveau nevoie de ajutor. Tot acest context scoate în evidență latura umană a celor persoane. Eu vreau să felicit pe toți cei care v-ați implicat și scoate în evidență și până care acest lucru. Și spuneam că întotdeauna cartea este o avuție culturală, un bun cultural al unei comunități, a unei națiuni. Nu ne putem identifica dacă nu avem acel stoc de cultură, acea credință în cultură, în ceea ce este autentic, istoric, cultural în zonele noastre. Vreau să vă felicit pe toți cei care sunteți implicați în actul cultural. Să-mi spuneți din ce perspectivă a scris dumneavoastră această carte și ce descrieți exact în ea? Faptele reale care s-au întâmplat atunci sau despre ce este cartea? Am fost foarte impresionat de tragicul eveniment de acum un an din Munții Apuseni. Am urmărit ca toată lumea la televizor cu sufletul la gură toate întâmplările, toate relatările și m-am gândit să aduc un omagiu celor două persoane care au decedat, precum și participanților atât ca accidentați cât în calitate de salvatori, respectiv au fost evidențiate cadrele sanitare, o studentă și un medic, apoi bravii munci din acele sate din Munții Apuseni. Când v-a venit ideea să scrieți această carte? Instantaneu, deci imediat după acele relatări m-am așezat și am lucrat zi și noapte din 20 ianuarie 2014 cam până pe la mijlocul lui martie, am elaborat într-o primă fază, apoi a venit vacanța, am fost plecat în vacanță și din începutul octombrie, în 8 decembrie, am dat la tipărire această carte. Și sunt 100% întâmplările reale sau conține și ficțiune? După cum spun în cuvântul introductiv, nu, deci cartea nu se dorește un jurnal de bord al întâmplărilor dramatice, ci este un... Cartea de asemenea nu se dorește să se erigeze în comisie de cercetare a accidentului. Eu nu am această competență, nu am această calitate, sunt un scriitor. Cartea se dorește a fi o ficțiune literară în care elogiez
curajul participanților, atât cei accidentați, cât, fiindcă și ei au acționat, cât și a salvatorilor, care au fost cu sutele, dar din care s-au evidențiat acele persoane care se cunosc și care au fost onorate cu distinții de către Consiliul Județean Cluj. Și de ce ați ales să lansați cartea la Dej? Cartea a fost lansată în 17 ianuarie în Cluj și în 20 ianuarie, exact la un an de la evenimente, în București, la librăria Mihai Eminescu. În Dej am ales să lansez această carte, întrucât sunt profesor cu jumătate din urmă la Liceul Constantin Brâncuș și țin să colegii m-au ajutat, m-au încurajat ca să o lansez aici. Sunt curioși, titlul incită, și am fost ajutat de Asociația Literară de aici, din Dej, foarte mult cu afișe, cu mediatizare în general și iată că suntem aici înainte de a începe această lansare de carte, un eveniment cultural.